Majoritatea turneelor de tenis în care v-ați implicat sunt desfășurate în Curtea de Argeș. Există vreo afinitate pentru acest oraș? Are ceva special? Are ceva norocos? Da, o întrebare bună. Bună ziua, în primul rând. Curtea de Argeș este un oraș, așa cum știți, plin de istorie. Dar de ce să nu oferim și sport, nu? Și atunci noi câțiva inimoși am dezvoltat această bază sportivă, am adus-o la standardele internaționale și am încercat să organizăm competiții aici la Curtea de Argeș pentru că vrem să ne cunoască lumea. Nu numai acesta e motivul. Dr. Edgar își are sediul în Curtea de Argeș și e normal să activăm aici mai mult. În acest moment se derulează European Summer Cups 2013. Ce așteptări aveți de la această ediție, a treia ediție a acestui turneu? În primul rând așteptăm ca fetele noastre să iasă primele. Le așteptăm să se califice pentru Elveția, pentru runda finală. Și sperăm ca pe data de 2 să auzim, nu pe 2, pe 7, pe 7 că atunci sunt finalele. Să auzim că au ieșit pe primul loc. Sunt foarte multe fete pe care le cunosc, au participat la turneele noastre și chiar sunt mândru de asta. Chiar la Iulia Ivașcu a participat la una din primele ediții ale turneului Victor Hănescu de la Domnești, pe care îl patronez. Și mă bucur mult că în sfârșit rezultatele se văd. Să înțeleg că vă place componența echipei României. Da, îmi place. Sunt niște fete de mare viitor și sperăm să facă treabă bună. Ce considerați că ar trebui să transmită vocea acestui turneu printre oameni juniori și, de ce nu, potențial parteneri și sponsori? Vă referiți în general la, numai la Curtea de Argeș sau all over the country? Da. Deci, acest turneu trebuie să scoată în evidență că se poate. Deci vrem să scoatem în evidență că se poate dacă vrei să organizezi ceva la standarde internaționale. Și, în al doilea rând, vrem să atragem cât mai mulți copii către tenisul de câmp.